pe aceeași frecvență cu tine. Un picuț mai târziu, ca de obicei, am luat legătura cu Cătălina Striblea pentru că anunțam prima rațiune a zilei de pe drum cu prioritate din anul ăsta 2022. Cătălin, salut, la mulți ani, pentru că nu ne-am mai văzut până acum. Bine, nici acum nu ne vedem decât prin Skype, dar oricum e ceva. Da, mă bucur să te văd, să te aud. N-am apucat să ne îmbrățișăm anul ăsta. Felicitări pentru audiență. Radu, e absolut formidabil ce se întâmplă pe drum cu prioritate. Cel mai ascultat program de radio din România. Mulțumim, bravo. Cătălin, mulțumim. Suntem peste 850.000 și te așteptăm cu drag în studio împreună cu noi. De săptămâna viitoare, așa. Perfect. Sunt regulile la noi la, așa sunt regulile la noi la instituție. Da, ne vedem, ne îmbrățișăm, masa, dansul și felicitările atunci. Astea sunt veștile bune, dar prezint așa ca e o veste evident, în stilul tău. Așa, zi, pentru da. Început de an și o ascultăm imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, vestea proastă a zilei sună în felul următor. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că acest val, al cincelea, poate în unele țări al șaselea, al epidemiei și care este generat de tulpina Omicron, va duce la infectarea jumătate din populația Europei. Viteza cu care se deplasează este mai mult decât îngrijorătoare, spun specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății, dar ceea ce ne interesează și poate chiar mai complicat de atât este faptul că avertismentul lor vizează în primul rând Europa Centrală și de Est. Și aș vrea să înțelegeți bine acest lucru. Specialiștii OMS spun că dacă acest val sau cumva el arată mai puțin puternic din punct de vedere al gravității bolii pentru țările din Europa Occidentală, e bine, s-ar putea să nu fie același lucru pentru Europa Centrală și de Est, unde ratele de vaccinare sunt mai mici și îngrijorarea lor vine tocmai pentru această zonă. Îi spun așa, noi ne uităm la acest val, el sigur că nu a omorât atât de multă lume în vestul Europei, nu știm însă ce se va întâmpla în celelalte părți ale Europei, pentru că acolo populația e mai puțin vaccinată și nu cumva această tulpină mai blândă să devină mai agresivă acolo sau să dea mai multe probleme. Asta este temerea lor. Asta se va întâmpla la noi. Mă rog, transmiterea comunitară deja se întâmplă, arată datele de la Institutul Național de Sănătate Publică. Doctorul Rafila spune că în următoarele două săptămâni va fi transmitere comunitară din ce în ce mai mare. Există un studiu realizat de o rețea de clinici private, MedLife, care spune că ar putea să se ajungă până la 50.000 de cazuri pe zi. Știți că de ieri până astăzi s-a dublat numărul de îmbolnăviri în România. Așadar, în condițiile în care, cum să spun, aplicarea autorităților către acest subiect este mai curând gentilă, moale, suntem în situația în care trebuie să avem grijă noi unii de alții. Asta voiam să vă zic astăzi. Știți că în România nu avem reguli stricte ca în alte țări. La noi întâlnirile, petrecerile sunt în continuare permise. Reintrodus măștile pe stradă în mod evident. Organizația Mondială a Sănătății spune chiar că ar trebui să avem măști de cea mai înaltă calitate ca să ne ferim unii de alții, dar România e o țară care nu apelează în totalitate la certificatul verde și nici nu ia măsuri de limitare a circulației așa cum s-a întâmplat în alte zone din lume. Asta e o alegere pe care statul nostru și societatea noastră au făcut-o și vom merge cu ea mai departe. Adevărul este că în urmă cu câteva săptămâni România era cam singura țară verde de pe harta Europei. Eram relaxați din toate punctele de vedere. Tocmai trecusem de un val, știi că nu e valul ăsta, nu coincide cu cele din Europa Occidentală, ci este exact ca la mare. La un moment dat poți să fii sub cocoașă sau între două valuri.
E, acum o să urce și la noi, în mod evident. Se va întâmpla asta în săptămânile următoare, să vedem cât de lung va fi sau cât de lungă va fi această perioadă și cu ce consecințe pentru fiecare dintre noi. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția statelor din centrul și estul Europei să folosească această fereastră de oportunitate, cât ratele de infectare sunt încă mici, ca să-și protejeze în primul rând spitalele, adică pe cei care lucrează în spitale, și populația vulnerabilă, adică să ia măsuri ori de vaccinare, restricționare, sau pur și simplu de conștientizare a oamenilor. Știți că sunt state care apelează deja la lucrători medicali care sunt infectați. Se întâmplă în Statele Unite, în California, se întâmplă în Franța, pentru că s-a ajuns la o lipsă foarte mare de doctori. Oamenii sunt chemați la muncă chiar și dacă sunt testați pozitiv, asimptomatic. Astea sunt datele, noi o să le urmărim aproape zi de zi și evident că discutăm și aici cu Radu și la România în direct, o să avem de multe ori ocazia, din păcate, să ne întoarcem la subiectul ăsta. Sigur, îți mulțumim foarte mult, Cătălin, ne reîntâlnim mâine la Rațiunea Zilei și evident la România în direct imediat după jurnalul de la ora 13. O zi bună îți dorim, mulțumim! Varietatea sună așa. Hey, this is Ed Sheeran. Beautiful people, talk to sign.